Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântați. Amin. Avem bucuria de a-L avea în mijlocul nostru în această seară pe domnul academician Gheorghe Chivu, căruia îi mulțumim pentru prezență și urăm bun venit în Brașov. Îi mulțumim Părintelui Protopop pentru prezență și binecuvântare. Pentru început, pentru moderare și pentru prezentare, o să dau cuvântul domnului Virgil Borcan, conferențiar în cadrul Facultății de Litere din Brașov. Bună seara! Hristos a înălțat! Sper să mă înalt și eu la înălțimea cerută. Am bucuria să vă fiu gazdă la primul dintr-o serie de trei evenimente generic intitulate Poporul Român la începuturi. Am aici în față un text de o pagină care, din păcate, e reducționist ca orice încercare de biografie sintetică. E o scurtă prezentare a invitatului din această seară, domnul academician, profesor dr. Gheorghe Chivu, și cu îngăduința noastră o să-i dau citire. Licențiat al Facultății de Limba și Literatura Română, Universitatea din București, în 1970, cu diplomă de merit. În 1988 a obținut titlul de doctor în filologie cu teza intitulată Codex Turzanus, elaborată sub coordonarea profesorului Boris Cazacu, membru corespondent al Academiei Române și a academicianului Ion Coteanu. Din septembrie 1970 până în 2010 a lucrat ca cercetător științific la Institutul de Lingvistică al Academiei Române. A fost membru al colectivului de limbă literară și filologie al Institutului Bucureștean, condus de reputatul filolog Ion Gheție, și a participat la elaborarea unor cercetări de istoria limbii române literare și de filologie românească veche. Între 1990 și 1996 a fost secretar științific al Institutului de Lingvistică al Academiei Române. Din 2010 până în 2016 a lucrat în cadrul Institutului de Istorie și Teorie Literară George Călinescu, unde a condus colectivul de literatură veche și a îndeplinit funcția de director adjunct. Din 1995, domnul Chivu a devenit conferențiar universitar la Facultatea de Litere a Universității din București, iar din 1999 este profesor universitar titular. După pensionare în 2016, a devenit profesor emerit al Facultății de Litere a Universității din București și, din câte știu, parcă și acele din Târgoviște și Galați, s-ar putea să mă înșel. Așa, doctor honoris causa. Cursul de specialitate la Facultatea de Teologie a Universității din București între 1995 și 2006, Facultatea de Teologie Baptistă a Universității din București 1997 până în 1999, Facultatea de Filologie a Universității Hiperion între 1994 și 2009. Specialist în filologie, istoria limbii române și istoria limbii române literare, autor singur sau în colaborare și coordonator sau editor a 23 de lucrări formate din 29 de volume și a peste 200 de articole și studii apărute în volume colective sau în reviste științifice din țară și din străinătate, câteva titluri, foarte puține. În 1982, cele mai vechi texte românești, contribuții filologice și lingvistice. 1992, Dicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche, 1421-1760. În 1997, Istoria limbii române literare, epoca veche, 1532-1780. În 2000, Limba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, variantele stilistice. Aș mai menționa ediții critice exemplare din Jude Coșbuc și din Ion Budai de Leană, care arată amplitudinea deschiderii dânsului, adică pornind dinspre limbă către literatură,
Tema conferinței din această seară este Începuturile limbii române, o enigmă explicată. Aveți cuvântul, domnule profesor. Se vede? Înseamnă că microfonul are ceva. Se face microfonul. Începuturile dificile asigură succesul. Acum se aude? Da. Puneți-mi de ce. Cred că acum ai. Microfonul merită toate aplauzele și sper să le merite în continuare. Spuneam că tema care mi-a fost propusă este o temă, cum se spune, generoasă. Dar este totodată o temă foarte dificilă din multe puncte de vedere. Prima dificultate vine din așteptările dumneavoastră. Nu știu ce așteptați dumneavoastră de la o temă care se numește Începuturile limbii române, de aceea eu am adăugat temei care mi-a fost propusă un subtitlu sau o continuare de titlu, o enigmă explicată, am pus enigmă între ghilimele, putea să fie fără ghilimele cuvântul enigmă, și o să înțelegeți de ce am adăugat această explicitare la titlul conferinței. Pentru că nu vreau să țin o lecție în seara aceasta, vreau însă să vă conving de niște adevăruri pe care le știți și vreau să-i conving pe alții că explicațiile pe care le dau unor enigme, explicații care n-au nicio legătură cu știința, ci numai cu circumstanțele și cu încercările de a induce în eroare, poate uneori nu sunt vinovați. Cred că nu știu că induc în eroare, deci aceste încercări trebuie eliminate. A vorbit despre începuturile limbii române la Brașov, oraș de care sunt strâns legate începuturile tiparului în limba română, iar prin cărțile imprimate aici de Coresi a fost asigurată difuzarea intensă a formei elevate a limbii noastre de cultură în primul secol al scrisului nostru literar, este o onoare deosebită. Cu siguranță, alegerea subiectului conferinței din această seară, inclusă în ciclul Poporul Român la începuturi, nu este întâmplătoare. Organizatorii manifestării, dorind foarte probabil, nu să fie reluate informații cunoscute încă din școală, ci să fie date răspunsuri argumentate unor afirmații surprinzătoare pentru mulți dintre intelectualii vremurilor de astăzi. Sunt afirmații care generează idei intens difuzate prin anumite mijloace de informare. Idei care, pe fundul unei anumite crize de identitate, așa cred eu, par să aducă unora un aparent confort intelectual și să ofere acelorași câteva iluzorii și vagi compensații de tip intelectual. Anticipând, sper corect așteptările, voi vorbi în această seară despre începuturile limbii române, reamintind trăsăturile definitorii ale idiomului pe care îl vorbim, pentru a stabili modul și epoca de constituire a lui și a identifica poziția pe care acesta o are față de cele două limbi
la care se poate teoretic raporta limba dacilor, respectiv limba cuceritorilor romane ai teritoriului care va fi numit de către cuceritor Dacia Felix. Acestea toate, cum spuneam, în contextul unor controverse provocate de enigma apariției respectiv a începuturilor limbii noastre. Pentru cei mai mulți dintre contemporanii noștri, care au absolvit cel puțin cursurile liceale, româna este o limbă romanică, alături de italiană, franceză, spaniolă, portugheză, catalană, sardă, occitană și retoromană. Le știți pe cele patru mari limbi romanice și mă voi mai referi la ele. Pentru unii dintre acești contemporani, entuziaști și dornici de noutate, apariția limbii române rămâne însă o enigmă istorică, pe care ei o consideră incorrect explicată până acum. Iar argumentele pe care le descoperă pe diverse canale de difuzare a informațiilor, mai mult sau mai puțin oficiale, argumente care au impact neașteptat de mare din cauza caracterului lor neobișnuit și mai ales contestatar, ar trebui să explice și să elimine așa zise erori de interpretare pe care personalități de prestigiu din domeniul istoriei limbii și culturii noastre le-au impus de multă vreme. Le-au impus, spun ei, fără dreptate. Îmi caut rândul. Ochii sunt uneori... În esență, potrivit acestor opinii, cu dorit rol restaurator și cu aureolă fals patriotică, limba română nu ar mai trebui considerată limba romanică, singura descendentă sud-est europeană a limbii latine, întrucât ea fiind, cum se afirmă, continuatoarea fidelă a limbii dacilor, popor doar parțial și pentru puțin timp stăpânit de romani, româna ar fi însă și mama limbii latine. Am citat, mama limbii latine. În consecință, romanii care au cucerit Dacia au deprins de la daci limba pe care aceștia o vorbeau încă înainte de cucerire, impunând-o apoi în celelalte provincii ale Imperiului din Europa. Exact ce pare să susțină formal, dar total eronat prin scoatere din context, sintagma, repet, româna este mama limbii latine, descoperită de unii dintre cei care afirmă aceste lucruri, în una dintre scrierile lui Petru Maior, marele cultural ardelean, care este nedreptățit prin simpla răstălmăcire acestor vorbe. Sigur, unii dintre dumneavoastră au mai auzit această formulă, româna este mama limbii latine, și în interviuri filmate și de un consilier al Papei, este văzut frecvent, și în comentarii, nu mai numesc că le fac reclamă, comentatorii care difuzează pe diverse canale, din diverse spoturi și exemple sunt destule, le cunoașteți mai bine decât mine. Conferința din această seară se bază pe analiza informațiilor oferite de limba română însăși, încearcă astfel să oferă argumente, sper utile și accesibile, pentru tranșarea disputei privitoare la origine și implicit la începuturile limbii pe care o vorbim. Știut fiind că pentru intervale foarte lungi de timp din istoria noastră, privitor la care nu dispunem de documente scrise, datele lingvistice sunt singurele surse de informare valide, dacă, evident, sunt folosite corect. Știind asta, vom apela, cum spuneam, la însăși limba română pentru a formula un răspuns adecvat. Încă din vremea cronicarilor, cărturarii interesați de istoria românilor și de forma respectiv de originea limbii pe care o vorbeau aceștia, constatau că formula este tuturor cunoscută, noi de la râm ne tragem. Formularea este, cum spuneam, cunoscută încă din școală. Constatarea astfel formulată indica, desigur, nu descendența locuitorilor provinciilor istorice românești din latin, care aveau capitala Imperiului la Râm, adică la Roma. Fac acum o paranteză, am auzit pe anumite posturi că Râm trebuie să fie însemnat cu totul altceva și nu Roma. Ce va fi însemnat n-a spus nimeni. Deci revenind, aceștia nu spuneau cronicari când ne tragem de la Râm, că noi suntem latini de origine, ci indicau descendența limbii vorbite de români din limba latină. Le permitea cronicarilor această constatare, compararea lexicului uzual românesc
cu cel latinesc. Le veneau în sprijin notațiile multor învățați străini, călătorii în țările române, care afirmau că româna este o latină sau o italiană stricată. Sezizau rezonanțele, recunoșteau cuvintele și constatarea li se părea firească. Dimitrie Cantemir, primul savant autentic al culturii noastre vechi, cu mare prestigiu european, savant care a utilizat constant metode științifice de investigare a limbii și istoriei noastre, susținea și el, în urmă cu 300 de ani, cu argumente noi față de cronicare, aceeași descendență latină a limbii noastre. Reprezentanții școlii ardelene, mai apropiați de dumneavoastră, mișcarea iluministă transilvaneană binecunoscută, preluând idei cuprinse în scrierile istorice ale lui Cantemir, au dezvoltat și au argumentat suplimentar originea latină a limbii noastre. Scrisul etimologizant, pe care el l-au creat și l-au utilizat, și programul de modernizare după model latin a limbii noastre literare, au adus dovezi suplimentare în sprijinul acestei idei. Petru Maior, l-am amintit deja și am obligația să-l apăr, iluminist remarcabil deopotrivă prin opere și prin profunzime, respectiv prin rafinamentul gândirii sale, afirma într-o lucrare de popularizare a cunoștințelor științifice privitor la utilitatea alfabetului latin pentru evidențierea originii limbii noastre. Dau citatul și dacă nu-l veți înțelege, mă întorc. Limba română de acum 200 de ani era puțin diferită de cea de astăzi. Dar cred că Petru Maior spunea clar ceea ce gândea. De câte ori mi s-au întâmplat mie de îndoindu-mă de vreun cuvânt oare latinesc este, lucra și la dicționarul numit Lexiconul de la Buda și trebuia să indice cuvântul din care provenea cuvântul românesc. Deci, de îndoindu-mă de vreun cuvânt oare latinesc este, cât l-am scris cu slove sau litere latine, îndată cu strălucire i se văzu latina lui față și părea că râde asupra mea de bucurie că l-am scăpat din sclavie și din caliceștile chirilicești petece. Înlocuia alfabetul chirilic cu alfabetul latin. Scrisul etimologizant sugerează, cum știți, originea cuvântului. Dacă se scria cu chirilică vânt, scriu eu ceva care seamănă cu B, pun un R mare, pun un N, pun un T cu trei picioare, nu seamănă cu nimic din latină. Dar dacă scriu vent, se punea și U la urmă, ventul acela ne trimitea spre ventul și atunci lucrurile erau clare. Când românii au pus în loc de român, roman, aul cu spirit și apoi cu accentul circumflex, era evidentă relația cu cuvântul latinesc. Sfârșitul secolului al XIX-lea și deosebit secolul al XX-lea au consfințit prin studii fundamentale încadrarea limbii române între limbile romanice, toate descendente din latina populară, nu din latina cultă. Formulări memorabile, datorate multor învățați români, dar și unor mari lingviști, respectiv istorici europeni, între ei Ferdinand Lod, Alf Lombard, Carlo Taliavini, Gheorghe Ibredianu de la noi, Sextil Pușcariu, Alexandru Rosetti, recent Eugen Coșeriu, cel mai mare lingvist european, poate și mondial din ultimele decenii, au făcut carieră. Iau câteva citate memorabile. Ei scriau, "Româna este un miracol." Se știe, și de poporul român s-a spus că a fost sau că este un miracol. Româna este o insulă de romanitate într-o mare slavă. Noi am rămas aici, înconjurați, nu chiar peste tot de popoare slave, că într-o anumită parte avem și o populație care vorbește cu altă limbă. Similar acestei afirmații, Iorga spunea că româna este țara înconjurată de români. Sigur, perspectiva era puțin diferită. Româna reprezintă, prin valoare documentară de excepție, un punct obligatoriu de raportare în studiile privind originea și caracteristicile limbilor romanice. De aceea, marii savanți au spus că româna este al patrulea picior al mesei romanice. Cea mai stabilă masă este cea cu trei picioare, dar dacă are patru, este și mai stabilă. Trei mari limbi romanice occidentale plus română absolut necesară. Limba Alexandru Rosetti, dând o definiție genealogică limbii române, a spus limba română este latina vorbită neîntrerupt în provinciile dunărene ale Imperiului din momentul ocupării acestor provincii de către romani și până astăzi. Pentru că e greu de spus când o limbă devine altă limbă. Dacă substanța rămâne, dacă fondul principal, structura gramaticală, elementele definitorii rămân. Sfârșitul secolului al XIX-lea aducea însă, prin scrisul lui Nicolae de Sușanu,
O interpretare originală și în același timp surprinzătoare și o idee nouă privind începutul limbii noastre. Ideea era cam așa formulată. În condițiile absenței informațiilor precise despre modul în care latina vorbită de cuceritorii romani a fost acceptată de către daci, deopotrivă de către cei aflați sub stăpânire directă și de cei rămași în afara imperiului, deci Densușanu presupunea că limba dacilor va fi fost identică cu limba latină. Nu redau alte afirmații ale lui, că aș coborî puțin nivelul. Iar mai aproape de noi, ideea rămasă mult timp fără adepți, a avut un ecou deosebit, mai ales în ultimele două decenii, când numărul speculațiilor privitoare la limba vorbită de getul daci, respectiv la modul de desfășurare a procesului de romanizare, subiect foarte puțin cunoscut, a crescut. Astfel, ideea voței speciale pe care ar fi avut-o limba dacilor în istoria României ajunge să fie și ea des și pe larg susținută, cu afirmații ce țin aparent de logica evenimentelor petrecute acum aproape 2000 de ani. Dacii, spun aceste încercări logice, de demonstrare logică, dacii, popor viteaz și mândru, având o civilizație străveche, cea mai importantă și mai veche din centrul Europei, nu ar fi putut renunța la limba lor în favoarea limbii cuceritorilor. Iar răspândirea limbii latine în teritoriile pe care romanii nu le-au avut sub stăpânire la nord de Dunăre nu poate fi susținută în absența constrângerilor administrative aplicate în Imperiu. Știți bine că dacii au ocupat o parte din teritoriul nord-dunărean. Era vorba de Banat, nordul Olteniei, până în sudul Crișanei, unde interesul lor major era aurul, argintul de acolo, coborau pe Țara Făgărașului către Brașov, mergeau până către cotul munților, foarte puțin în Muntenia și atât. Dacii liberi au rămas într-o foarte mare parte din teritoriul pe care astăzi noi vorbim limba română. În această evaluare a perioadei în care, sub relativ scurtă ocupație romană, nu s-ar fi putut forma, deci, limba română prin acceptarea latinei ca limbă de comunicare, se ignoră, în primul rând, faptul că romanizarea populației din teritoriile dunărene a început întâi în sudul fluviului. S-a extins apoi după primul război dintre daci și romani în Dobrogea și că după anul 275 nu au încetat contactele dintre populația romanizată aflată de o parte și de alta a Dunării, în vastul teritoriu în care s-au constituit, a fost și continuă să fie utilizate dialectele istorice ale limbii române. Nu mă refer la daco-română, varianta limbii române pe care o vorbim noi la nordul Dunării, am în vedere a româna vorbită la sudul Dunării, istro-româna, megleno-româna, istro-românii se spune că au coborât din Panonia în clipa în care triburile maghiare au ocupat zona respectivă. Există argumente lingvistice și pentru această ipoteză. Nu se ține apoi seamă de intensitatea și de amploarea procesului de romanizare a Daciei. Fără rezultate importante în acest proces, edictul numit Constitutio Antoniniana, dat de împăratul Caracalla în anul 212, prin care toți locuitorii dacii erau considerați cetățeni romani, nu ar fi avut justificare. Iar cei 165 de ani de ocupație efectivă a Daciei acoperă practic cel puțin 5 generații, timp suficient pentru schimbarea atitudinii față de limba de mare prestigiu a cuceritorilor. Impunerea respectiv acceptarea limbii latine în Dacia Felix au fost descoperite circa 3.000 de inscripții cu text latinesc la nord de Dunăre, multe dintre acestea fiind datorate indiscutabil unor localnici, nu unor epigrafi care fusese aduși din Imperiu. Deci impunerea respectivă acceptarea limbii latine a fost urmată, spun istoricii limbii, pe baza argumentelor lingvistice, iar revin la ele, singurele valide în situații istorice similare, de o romanizare, adică de o extindere a utilizării noi limbi formate prin acceptarea și apoi prin modificarea de către daci a limbii latine vorbite, numită curent latină vulgară sau populară, în afara granițelor. Deci s-a produs întâi, zic savanții, romanizare și apoi, după constituirea acestei limbi, dacii liberi au preluat și ei această nouă limbă romanică. Ce spun însă datele lingvistice despre originea, respectiv despre apariția și despre trăsăturile distinctive ale limbii române în perioada de început? Este româna continuatoare a limbii dacilor,
limba ce ar fi fost însușită și apoi preluată, cum spuneam, de cuceritori, sau ea este continuatoare acea a limbii latine, populare vorbită aici. Sunt câteva observații pe care vi le propun atenție. Toate datele pe care o să vi le dau vă sunt cunoscute. Vă rog numai să vă gândiți la ele, în perspectiva pe care încerc să vă propun, pentru a încerca să vedem împreună dacă acele afirmații sunt corecte. O să încep cu câteva observații, să le spun, superficiale, pe care le poate face orice vorbitor, cât de cât instruit, interesat de subiect. Pentru că, dacă facem o comparație între limba română pe care o vorbim noi și limbile romanice cunoscute de noi, italienii sunt foarte supărați că românii învață ușor limba italiană, în timp ce lor le e dificil să învețe limba română. Dar dincolo de asta, comparați vocabularul, lexicul limbii române cu lexicul limbii italiene, a limbii franceze, a limbii spaniole. La franceze e mai dificil din cauza ortografiei. Și veți constata, iau o listă de cuvinte cu totul sumară, veți găsi în aceste limbi cuvinte apropiate, formal, sau chiar identice uneori, și cu sens identic sau foarte apropiat cu om, femeie, casă, masă, apă, râu, pâine, floare, cer, soare, zice. Lista poate să continue. Există în fondul de cuvinte uzual în limbile romanice, așa numite cuvinte pan-romanice. Sunt circa 500 de cuvinte pe care le au toate limbile romanice de care vorbeam. Le-au în comun, unor chiar cu sensuri identice. Gândiți-vă că dacă zicem noi om și înțelegem prin om bărbat, l'uomo, l'om, au și ele sensul la care ne-am gândit lui, fără ca acest sens să fie creat în limba română. Alături alte argumente, acestei prime constatări superficiale. Există două perechi de cuvinte la care vă rog să vă gândiți. Este vorba de român și română, pentru noi, ca români, și pentru limba pe care o vorbim, respectiv vlah și vlahă sau vlahică. Prima pereche formată din român, prin care ne identificăm ca partea unui popor, și din română, utilizat pentru a numi limba pe care o vorbim, acestea sunt lexeme pe care le cunoaștem toți și care sunt utilizate de când știm noi că există limba română, de când avem texte. Dacă ne gândim că oamenii își dau un nume corect, nu l-a impus nimeni. Înseamnă că locuitorii Daciei, românizați sau nu, dacă și-au zis români, s-au gândit la relația cu romanus, cuvântul latinesc. Nu se putea altfel. Limba lor este limba română. Noi, popular, zicem români. Aduc încă un argument care s-ar putea să vă intereseze. În primele tipărituri coresiene, făcute aici, la Brașov, am în vedere traducerea apostolului și traducerea evangheliilor, se fac referiri la locuitorii Romei. Firesc, în cele două cărți religioase. În textul slavon, din care se spune că s-au tradus textele respective, apare rimleanin. În câteva locuri, traducătorii brașoveni pun români. Deci români eram nu numai noi, ci și romani. De ce vor fi făcută această relație? Se vor fi gândit la identitatea pe care încercăm noi să o promovăm, să o susținem? Eu sunt convins că asta s-a întâmplat. Și iarăși de la școală știți că dacă noi ne-am numit români multă vreme, la sfârșitul secolului al XVI-lea, în predoslovia Noului Testament de la Belgrad, Simeon Ștefan a pus români, vouă, fraților români, pentru că știm latinește, și-a dat seama că români și cu român sunt identice, introdus pentru prima dată O acolo, prin raportare evidentă la limba latină. Cealaltă pereche. Sigur, îi las deoparte pe armânii de la sud de Dunăre, aul acela este, cum zic, limbiște un prefix, dar armân, arumân, aromân, tot român este. Și atunci înseamnă că dacă și ei și-au spus așa, și noi ne-am spus așa, trebuie să fie acolo ceva care să arate conștiința originii. Celelalte două cuvinte, vlah și vlahă. Vlahi ne spun ceilalți, nu ne spunem noi. Noi suntem trei vlahi, dar vlah înseamnă, dacă ne raportăm la limbă,
și dacă avem în vedere și limba, vorbitor de limbă de origine romanică. Gândiți-vă că las deoparte primele sau unele din foarte importantele texte lingvistice vechi de Simeon Ștefan, ați auzit. Dar ați auzit și de Samuel Micu și de Gheorghe Șincai, care au făcut elementa lingue daco-romane sive valahice. Daco-romane pentru că a dat nume limbii noastre, dar valahice pentru că era scris în limba latină și era destinat și străinilor. Gândiți-vă că la sud de Dunăre, românii sunt numiți vlahi. Teritorii mari sunt ale vlahilor. Au venit slavii în această zonă și când au găsit în centrul Munteniei populație vorbitoare de limbă romanică, au zis locului Codrii Vlăsiei. Vlăsia, pluralul vlah în slavă era vlasi. Codrii Vlăsiei erau codrii vlahilor, în care stăteau cei care vorbeau o limbă romanică. Uitați-vă și în jur. Ungurii numesc pe italieni Olas. Și Olas Nemzet, da, este țara Italiei. Ne numesc pe noi Olah. Ne zic și roman, dar ne zic și Olah. De ce ne or zice un nume identic cu cel pe care îl dau italienilor? Trecem mai departe. Lingviștii zic că există în cadrul vocabularului grupuri de cuvinte, ei le numesc câmpuri lexicale, care ilustrează domenii de activitate. Să încercăm să intrăm în firul istoriei și să ne gândim că romanii au venit aici nu numai din rațiuni politice, nu numai din rațiuni militare, ci și din rațiuni economice. Evident din rațiuni economice, pentru că era aur, era argint, era sare, de care aveau nevoie din teritoriile de la nord de Dunăre. Atunci înseamnă că ei au venit, în primul rând, din rațiuni economice, au adăugat alte rațiuni la cele primare. Pentru minerit și pentru prelucrarea metalelor, avem în limba română aur, argint, aramă, cărbune, sare, păcură. Toate, zic lingviștii, în relație cu cuvinte latinești. Rămâne să ne întoarcem să vedem dacă au fost o nu dreptate. Spun istoricii romani că romanii au venit aici să facă minerit și să cultive, să facă agricultură. Sigur, altfel de agricultură, intensivă, cum zicem noi astăzi, pentru că aveam nevoie și de producție. Au mutat populație dacă din orașe, au stabilit acolo coloniștii, de aceea dacii s-au retras uneori către munte sau în zonele libere. Dar în agricultură, care era o ocupație primară, și mineritul a fost o ocupație primară a dacilor, de aceea au venit romanii aici. În agricultură găsim grâu, secară, orz, mei, in, cânepă, ara, asemăna, asăpa și așa mai departe. Cuvinte latinești sau cuvinte dacice? Vom vedea. Suntem în țara Bârzei. Țara are relație clară cu terra. Era teren bun pentru agricultură. Când mergem la țară, acolo mergem. Nu. Se zice și de sat, că ar fi, dar lăsăm pe el ca etimologie. Creșterea vitelor, iarăși ocupație primară a dacilor. Vacă, bou, cal, oaie, capră, miel, vițel, îl aveau pe ariete și l-au pus și pe berbece, existau și în limba latină diferențe, cuvinte duble. Au adăpa, amulgea, paște, păsune, pășune, păcurar, nu cel care scoate păcura, ci cel care avea grijă de oi, îl cunoașteți. Pomicultură și legumicultură, vie, viță, măr, păr, cireș, îl cunoașteți pe ai în zona aceasta, ceapă, ridiche, legumă, îl cunoaște și pe varză. Curechiul îl avea pe varză. În limba veche, varză însemna însă verdeață. Exista o pedeapsă în pravile religioase. Dacă vrei să arăți că este pedepsit păcătosul, îi dădeai să bea apă, să mănânce verze și să bea puțină apă. Și pedeapsa era de plină. Varză, asta a însemnat ulterior și a schimbat semnificația. Există deci în domenii, hai să spunem, de activitate esențială, definitorie pentru daci, cuvinte care par să aibă origine romană. Există însă, primele contacte au fost de luptă. Avem în terminologia, hai să-i zic militară, câteva cuvinte interesante. Luptă. Călariu. Călariu însemna în limba veche călăreț.
elevii când citesc Eminescu scrisoarea a treia și citesc în genunchi că dau călării, dacă nu știu că acolo este pluralul lui călariu, care însemna călăreț, n-am înțeles poezia. Există bătrân, termen militar, pentru că veteranii erau lăsați la vatră, primeau pământ, dreptul să căsătorească cu femeile dace, să rămână în această zonă. Există arc, săgeată, scut, de la biserică îl cunoașteți pe a călca, cu moartea, premoarte, călcând, a călca însemna a învinge, dar mai este un cuvânt pe care greu putem să-l gândim în afara vorbirii dacilor, oaste. Armata, nu? Dar oaste te trimite cu gândul la sensul primar, la ostilitate, la dușman, la adversar, pentru că acestea erau trupele cu care se lupta, nu? Să mergem mai departe, pentru că timpul trece. Era organizarea teritoriului, pentru că ei au venit și au făcut o reorganizare, au făcut cetate, care putea să fie întărită sau nu, au adus cuvântul a judeca din perioada mai veche, lege care însemna și credință, dar și legea laică, județ care însemna și judecată, și judecător, și instanță de judecată. Au acceptat aceste cuvinte? Să zicem că erau exterioare vieții lor obișnuite, curente. Dar dacă vă uitați sau luați corpul dumneavoastră de sus până la vârful degetelor, veți găsi foarte multe cuvinte, extrem de multe cuvinte, care sunt puse în relație cu limba latină. L-am amintit pe om. Da, îl iau pe cap, țeastă, creier, păr, ureche, gură, dinți, limbă, ajung la degete, ajung la picior. N-avem trup, că trup era slav. N-avem corp, că este neologic. Dar l-am avut pe peliță, din pele. Îl cunoaște țiar din religie ce însemna pelița, ce însemna întrupa. Deci a fost un cuvânt care apoi a fost eliminat. Sunt însușiri umane, iarăși înseamnă aceasta un fel de romanizare culturală. Au acceptat nu numai limba, au acceptat și modul de viață. Pentru că bătrân a ajuns să aibă și sensul în vârstă. Îl aveam pe moș, care era din dacă. Tânăr este acceptat. La început a însemnat gingaș, nu de o anumită vârstă, fragedă. Vechi, bun, rău, înalt, lung și așa mai departe. Familia, terminologia privitoare la familie, l-avem pe bărbat, sigur că bărbatul trebuie să aibă barbă, da? Femeia însemna însă la început familie, totalitatea membrilor familiei în afara bărbatului. Iarăși în textele religioase se spunea că nu este acceptat ca un credincios să meargă la biserică fără toată femeia lui. Deci nu putea să-și lase femeia acasă. Trebuia să o ia cu el, toată femeia, și nevasta, și copiii, și toate. Există apoi mamă, tată, frate, soră, cumnată, unchi, mătușă, văr, în sud era cusurin, consobrinus verus, la nord a fost acceptat văr, la sudul Dunării, în la română a fost acceptat primul cuvânt din sintagmă. Casa. Au început să-și construiască locuințele după modelul roman, daci. N-au luat vila, care era a romanilor, au luat casa, care era mai prăpădită, mai puțin bună decât casa, dar era un mod de viață roman în care au pus ușă, fereastră, perete, scară, cuptor, au pus în jur o curte, au avut fântână, în casă au pus un strat, strat însemna pat, și pe jos au pus pământ. Dar asta era pavimentul. N-aveau avere să pună piatră, să pună marmură, era pământul bătut. Deci pavimentul arată că imitau construcția romană și în acest spațiu. Obiecte casnice, alimente, lapte, pâine și așa mai departe, aspecte ale naturii, apă, câmp, munte, timpul și măsura lui, zi, noapte, dimineață, luați săptămâna, luați zilele săptămânii, chiar și sâmbătă pare să aibă legătură cu latina. Sunt toate aceste elemente trimit pentru specialist la limba latină, arată o romanizare, rămâne să vedem dacă este sau nu așa, dar ele arată, deci, la început, impunerea unor reguli de către cuceritori, acceptarea apoi de către daci unor elemente, voi reveni și la acest aspect, dar a avut un mare rol în romanizare religia. La început erau creștini,
și în trupele romane, pentru că veneau soldații romani din toate zonele Imperiului, din toate provinciile către Asia Mică, chiar și din nordul Africii erau aduși aici. Odată cu ei a venit credința și atunci îl avem pe crede, credință, lege de care vorbeam, îl avem pe cruce, preot, altar, Dumnezeu, sunt, înger și așa mai departe, boteza, toate. Dar unele sunt în formă latină, deși ele erau din Bizanț. Ne vine bazilica, din care avem păsearecă, nu avem eclezie la noi, îl avem pe Hristos cu C, da? Scris apoi cu CH, asta era prima formă, Hristos este apoi modificat sub influență slavă și lucrul acestea rămâne. Avem chiar sărbători, avem nume de botez, care sunt de origine romană. Dar se iau numai sărbătorile, pentru că l-avem Paște, l-avem Florii, lucruri cunoscute, dar avem Sfânt Medru, pentru Sfântul Dumitru, avem Sfânt Andrea, extrem de interesant pentru istoria creștinismului, este Sfântul Andrei, românește Sfânt Andrea, dat apoi Undrea, de aceea luna decembrie se cheamă Undrea, popular, îl avem pe Sfânt Nicoară, Nicolas, cu lâu intervocale ca în sare de licoare, Sfânt Pietru, cu Pietru acolo din cam piatră, avem Sfânt George, avem chiar Sfânt Ioan, care acum este Sfânt Ziene, pentru că s-a pierdut la un moment dat relația cu Sfântul Ioan la început, la sfârșitul iunie, după Inter. Integrarea Daciei în viața economică și administrativă a Imperiului a favorizat, apoi a permis impunerea și acceptarea unui lexic, da? Care ține, care trimite la limba latină. Ca să nu pară că sunt numai vorbe ale mele, dau un citat dintr-un om care vă este foarte bine cunoscut, sunt convins din școală, Ion Eliade Rădulescu, un autodidact genial, care atunci când s-a apucat să facă un vocabular de cuvinte străine din limba română, a ajuns la concluzia că fondul principal de cuvinte românesc este de origine latină. Suntem după 1830, nu mai poate fi acuzat de cine știe ce manipulări pentru perioada respectivă. Și atunci el zice, scrie în prefața acelui vocabular, materia ei, adică a limbii române, este romană, adică a sa, că noi de acolo venim. Forma ei îi e romană, adică a sa. Averea ei maternă este mare și îndestulă. Și referindu-se la cuvinte, vă citesc numai pentru frumusețea fragmentului, am alergat noi, adică românii, acolo de unde ne este și numele, de-aia ne-am zis românii, și carnea, o să auziți numai cuvinte de origine latină, și sângele, și peptul, și însuși laptele ce l-am sut. Românul, în două capete ale existenței sale, are de o parte naștere și de alta morire. Iată-i confinii, adică hotarele de tot romane. De la un capăt până la altul, viază, trăiește, simte, vede, aude, râde, plânge, vorbește, îmblă, șade, doarme, se mișcă, străbate, se luptă, sudă și la luptă pune braț, pept, își varsă sângele. Cred că nu mai e nevoie de nicio insistență. Sunt însă cuvintele menționate, efect indiscutabil al acceptării de către daci a limbii latine, sau formează ele, din potrivă, dovezele identității celor două limbi, dacă respectiv latină, sau mai mult, cum susțin unii astăzi, preluări de către romani ale unor cuvinte specifice limbii vorbite de daci înainte de venirea romanilor aici. Dacă ar fi să facem o analiză, și acum vă cer iertare dacă nu înțelegeți ceva și vă rog să-mi spuneți, încerc să simplific lucrurile, pentru că trebuie să vorbesc de lucruri care țin de lingvistică. Cuvintele despre care am vorbit atestă niște transformări fonetice în trecerea lor de la latină la limba română. Unii la școală ați aflat că acestea se cheamă legi fonetice, adică transformări care s-au produs totdeauna în același loc, în același mod, în cuvintele care au origine latină. Ca să dau un exemplu, Romanus, pentru că aul acela era accentuat și înainte de de, totdeauna a dat î. Ventum, eul acela a dat totdeauna î și avem vânt și așa mai. Lacte m-a dat lapte. Transformări de felul acesta. Dacă știm asta, atunci ar trebui să vedem. Putem să facem transformarea inversă?
Adică, dacă avem român, putem obține din el romanus? Pentru că dacă român a fost cuvânt dacic și a fost preluat de roman și apoi împrăștiat în toată Europa, înseamnă că se poate obține, în latină era romanus, nu? Așa ar trebui să fie. Luăm în italiană, franceză și ajungem tot acolo. Sau, avem cheie. Limba română veche avea cheie. Putem să obținem din cheie clavem, cum ar fi acuzativul de la școală, știți ce este acela, cuvântului clavis, da? Clavem acela. Sau, avem șarpe în limba română. Putem să obținem serpens în limba latină, făcând o transformare. Din calidus putem să obținem cald, pardon, invers, din cald putem să obținem calidus. Din rece românesc, rece la început a însemnat proaspăt. Când cere cineva unui copil la țară un pahar de apă rece, nu îl vrea, nu îl vrea, sau acum îl vrea, fără să știe, nu îl vrea de la frigider. Vrea să fie proaspăt, scos din fântână. Acesta însemna recens, a dat rece cu sensul de care vorbim acum. Se poate obține din rece, recens, adică se pot obține sunete în plus față de cele pe care le avem, găsim transformări condiționate, obligatorii în aceste cuvinte? Indiscutabil nu. Există un nou și schimbări de sens, care ne ajută să vedem dacă concluzia pe care o trag unii adepți ai teoriilor de care vorbeam, pe care le combat acum, este valabilă. Îl avem pe casă, de care vorbeam. Casă, nu putem să ne gândim că romanii au venit să învețe, era argeaua la daci. Uneori era chiar jumătate în pământ și jumătate deasupra. Erau și construcții de altă natură, dar ea era reprezentativă corespunzându-i casă. Puteau romanii să-l ia pe casă, să-l introducă într-o limbă romanică, există în italiană casa, care este tot moștenită din latină populară. Avem în limba română cuvântul pământ, de care vă spuneam, pavimentul. Era pământul bătut din casă. Mai putem lua câteva cuvinte. Noi îl avem pe mormânt. Mormânt vine din monumentum, prin transformare, adaptare și apoi transformare. Și semantică, nu mai formală. Mulți istorici al limbii au spus că s-a produs o ruralizare a limbii latine, vorbită de către daci. Vă mai dau alte cuvinte. Cărare. Toată lumea știe că atunci când numim cărare, numit un drum îngust. V-ați gândit vreodată că în latinește cararia era drum de cale? Se putea transforma cărarea noastră în cararia, în zona latinească? Îl avem pe punte, o construcție îngustă pentru trecerea peste un râu. Vine din pons, pontis, adică din pontem. Da, podul acela mare la noi a devenit punte. Există, sigur, și altele, dar le las pentru altă dată. Deci sunt acestea, cum spuneam, ruralizări, adică adaptări ale modului de viață latinesc la un alt mod de viață care nu avea nivelul civilizației pe care romanii o aduseseră. Mai există câteva cuvinte și vă rog să vă gândiți la comediile pe care le-a scris Alexandrii, să vedeți cum vorbea chirița franțuzește, sau, dacă nu, gândiți-vă la engleza pe care o vorbiți uneori astăzi, sau pe care o vorbesc unii dintre contemporanii noștri, și de multe ori introduc în limba română sensuri pe care niciodată cuvântul românesc nu le-a avut, pentru că transpun imediat, fără multă gândire, cuvântul englezesc, crezând că-l știu. Există și în limba română câteva astfel de cuvinte. Toată lumea îl cunoaște pe întâi. Întâi, adjectiv, e întâi om sau întâi am făcut asta. Dacă ar fi să ne gândim din ce cuvânt ar putea proveni, nu ne-am putea gândi decât la un latinesc antaneus, din ante. Dar nu există acest cuvânt în limba latină. Dacă nu există în limba latină, cum l-am făcut noi? De unde l-avem? Există în limba albaneză ipară. Ipară, care înseamnă exact întâi. Adică din înainte, par, cu o terminație, să-i zic așa, să nu fie lingvistică, care arată că cineva, un vorbitor nelatin, a îmbrăcat un cuvânt pe care îl avea în limbă cu o haină latinească. A făcut, zic, lingviștii, un calc lingvistic. A copiat
un asemenea cuvânt. Există în limba română cuvântul mănușă. Și sunt convins că mulți dintre elevi au considerat că mănușă este un derivat din mână cu un sufix, ușă. Cred greșit? Nu. Nu-i nevoie să-mi spuneți că zic eu că, că așa ziceți cum zic eu. V-ați gândit însă că dacă e sufix diminutival, mănușa nu intră pe mână? Pentru că e mai mică, dacă e diminutival, nu? Atunci, dacă mănușa nu intră pe mână, înseamnă că nu se poate explica mănușa din mână. Și atunci ar trebui să ne gândim la altceva. Există în albaneză, iarăși invoc albaneza, pentru că albaneza vine din Iliră, aceeași familie din care provenea, familia din care provenea și Daca. Există Dorăză în limba albaneză, Doră înseamnă mână, Zăul cunoașteți din pupăză, din coacăză, cuvinte de substrat, atunci înseamnă că dacii au modificat forma unui cuvânt pe care îl știau și l-au îmbrăcat într-o haină latinească, un calc pe care îl cunoașteți și astăzi. Avem aici, uneori vizibil, alteori nu, omușorul pe care îl știți. Ce-o fi omușorul? Un om mai mic? Absurd, nu seamănă cu omul, nu? Atunci, de unde omușor? Că este clar că acolo este un om, un uș și cu, iarăși, o terminație, ca să nu mai merg iarăși la cuvinte pe care le avem. Numai că în albaneză există njeriti, care înseamnă același lucru. Și njer înseamnă bărbat, om. O fi aici un calc, iarăși același proces, și mai adaug un singur cuvânt, inimă, pe care îl știți toți ca fiind cordul, numai că ați uitat că ați învățat la școală, la scăldat, când lui Creancă îi se pusese soarele drept inimă. Și inima însemna popular stomac. Pe cum să ajungă inima, care este cordul, să însemne stomac, nici măcar suflet, nu? Să însemne stomac. Iarăși este o comparație pe care o putem face foarte ușor cu un cuvânt albanez, zemăr, care înseamnă exact același lucru. Iarăși de la zem, care înseamnă inimă, pus cu terminația pe care o cunoașteți. Sunt aceste dovezi că dacii au învățat limba latină? Eu zic că da. Dacii au învățat limba latină și au făcut ce facem și noi astăzi. Uneori am depășit ceea ce am primit. Am acoperit, sunt multe alte cuvinte, cunoașteți expresii, dar nu mai intru în multe detalii, în clipa în care ei depășeau lexicul usual, pentru că învățaseră să vorbească latinește, acceptau să modifice sensul sau forma unui cuvânt. Cunoașteți toți expresia cai vers pe pereți, expresia te mănâncă spinarea, găsiți expresii cu structură identică, numai cu transpunere într-o altă limbă, în albaneză sau în alte limbi balcanice. Pentru că există un fond vechi, se vorbește de unele limbilor balcanice, care păstrează toate un fond vechi. Dacă vreți, mai există încă un element, dar deja depășesc ceea ce mi-am propus. Există o glumă care spune că s-au întâlnit un bulgar și un român și simțindu-se foarte bine, a zis bulgarul, ai de la casa ta. Și românul a zis, ba la casa ta, nu la casa mea. Taul de acolo este articolul nostru hotărât, cum zicem. Haide acasă, la casa aceea, nu a ta, a mea. Numai în română articolul hotărât se pune la urmă. În mod curent este și antepus, nu? În celelalte limbi romanice, nu? Sunt acestea elemente care spun ceva despre o limbă latină acceptată în spațiul dunărean pentru prestigiu cultural, acceptată pentru că aducea un alt nivel de civilizație, acceptată și apoi transformată într-o limbă și dusă și în afară teritoriului ocupat, ulterior părăsit chiar de trupele romane. Atunci înseamnă că enigma nu mai e enigma. Cei care au lansat ideea că româna este mama limbii latine au fost încântați de formulare, li s-a părut că ea acoperă sau descoperă adevărul pe care ei nu le știau și au promovat-o. Când se va fi format, și revin la formula aceasta ulterior, spuneam pentru a repara memoria lui Petru Maior. Când se va fi format această limbă? Evident, dacă ea este continuatoare limbii latine vorbite de coloniștii romani ajunși în Dacia, după ocuparea Daciei de către romani, deci după secolul I.
Până când se va fi format? Pentru că totdeauna o limbă, pentru formare, necesită un proces. Nu se hotărăște o zi în care devine o altă limbă. Trebuie ca acea limbă să aibă un sistem fonetic, adică sunete proprii, trebuie să aibă un mod de, o gramatică a ei, ca să nu zic morfologie, adică acele forme prin care stabilim relațiile între cuvinte, cazuri, moduri, timpuri și mai departe, trebuie să aibă, la un moment dat, un vocabular specific, de asta suntem convinși, ca să poată să fie limba independentă de limba din care a pornit. În clipa în care slavii au ajuns pe acest teritoriu, în mod clar, limba aceasta romanică pe care astăzi noi o vorbim și o numim română, era deja constituită la nordul Dunării. De unde știi? În primul rând, pentru că ei ne-au numit pe noi vlahi. Mă întorc la primul argument. Deci au constatat că noi vorbim o altă limbă decât ei, dar e suficient? Categoric nu. Atunci înseamnă că în structura limbii noastre trebuie să căutăm cuvintele împrumutate de la slav, primii slavi care au venit la noi, să vedem cum se comportă. Și constatăm că dacă am luat din limba slavă plană, aul acela urmat de nu mai devine î, ca în pâine. Nu? Atunci înseamnă că acolo deja transformarea aceea fonetică din român, din pâine, din câmp, din altele, se produsese și nu mai era valabilă. De aceea ziceam eu că Sfântul Andrei trebuie să fi fost în aceste teritorii sau măcar prestigiul lui să fi fost atât de puternic înainte de venirea slavilor, deci înainte de secolul VI-lea. Pentru că după secolul VI-VII, Andreas nu mai putea să devină Andrea și apoi Andrea. Ne plasează această transformare politică într-o anumită perioadă. Ziceam că din clavem îl avem pe cheie. Dar clopot din slavă, glas din slavă, nu arată că acel glâs și glâs se transformă. Atunci înseamnă că în momentul venirii slavilor, secolele 6-7, aici deja era o limbă romanică constituită, funcționând de sine stătător. Avem un argument pe care îl cunoașteți toți, o dovadă, de fapt, scrisă. În secolul al VI-lea s-a întâmplat accidentul pe care îl cunoașteți toți în sudul Dunării, când doi localnici, mergând printr-o zonă de munte, unul înainte trăgând de hamul unui măgar, altul după el, cel din spate constată că a căzut samarul de pe măgar și strigă, torna, torna, frate! Se zice că în zonă se afla o trupă romană care, auzind îndemnul, s-a speriat, a luat poziție de luptă și a crezut că este atacată. Trupele romane vorbeau latinește, localnicii, spune Simocates, vorbeau în limbă părințească. E o dovadă indirectă, dar pusă alături de datele lingvistice de care vorbeam, toate acestea ne spun că în secolul VI-lea România trebuie să se fi constituit ca limbă romanică independentă. Să revin însă la Petru Maior. Îi las pe străinii care au vorbit despre româna, mama limbii latine, și mă întorc la Petru Maior, care, într-adevăr, în istorie pentru începutul românilor în Dacia, scrie negru pe alb, s-a și tipărit la Buda cartea, româna e mama limbii latine. Numai că a vrut să spună Petru Maior cu totul altceva. Rafinat, savant, a vrut să spună, nu mai citez din el, că iarăși este o limbă puțin mai veche, româna provine din latina vorbită de coloniști, spun eu pe limba de astăzi. Latina vorbită de coloniști era latina populară, nu latina gramaticească, adică latina cultă, cea învățată, vorbită de Cicero și de ceilalți. Latina populară este înainte de latina cultă. Atunci, dacă româna continuă latina populară, înseamnă că româna este, ca și latina populară, mama latinei culte, aceleia. Atunci, româna este mama limbii latine. El a vrut să spună cu totul altceva decât au interpretat cititorii în diagonală sau cititorii care au căutat senzaționalul și n-au încercat să pătrundă în substanța textelor la care s-au raportat. Vă mulțumesc pentru răbdare. Nu știu cât de relevant a fost ce v-am spus, dar sper că după această, eu știu, prelegere, că am citit-o până la urmă, nu?
măcar în mare parte, să nu-i mai credeți pe cei care spun că româna este mama limbii latine. Cât de patrioți ați fi, cât de demni ați fi și n-ați vrea să acceptați că dacii n-au fost popor viteaz, dacii n-au avut demnitate, dacii n-au știut ce vor. Dar realitatea ne spune asta și atunci trebuie să o acceptăm. Vă mulțumesc! Câteva întrebări sosite din public, o să le dau citire. Care este implicarea Academiei Române în stoparea degradării învățământului la noi în țară? Da. Depășește puțin subiectul originea limbii române. Academia Română, hai să... Vorbesc tot așa, da? Vorbesc așa. Academia Română, prin statut, are obligația să stabilească regulile ortografice, să stabilească regulile gramaticale și să elaboreze îndrumarele absolut necesare pentru, e o formulare, și acoperă întru totul conținutul, cultivarea limbii române. De aceea, Academia, de când a fost înființată, a luptat, acum există, Dicționarul Limbii Române, Dicționarul General. Face dicționarele explicative, face dicționare normative, face gramatici. Încearcă să coboare și la nivel mai jos decât Academia și decât institutele. Deci, dacă toți profesorii de română sunt absolvenți ai facultăților de filologie, ar trebui să spunem că Academia face tot ce depinde de ea pentru menținerea învățământului filologic la nivelul necesar. Când zic învățământul filologic, îi am în vedere pe toți profesorii, pentru că nu numai profesorul de română vrea de română. Glumesc acum. Cine are nevoie de profesor de română? Nu vorbim românește? Nu? Am auzit zilele trecute, s-a tot dat pe post, legile învățământului nu este pentru sau despre, nu știu cum, da? Sigur e o scăpare. Dar atunci când normele ți-au intrat în sânge, nici scăpările parcă nu sunt acceptate. Da? Se poate întâmpla. Deci Academia face tot ce poate pentru asta. Ea a făcut dezbateri cu profesorii, dar cred că degradarea învățământului are două cauze. Dezinteresul părinților și uneori, cum să spun, n-aș vrea să zic vorbe mari, mai puțin interesul unora dintre profesori. Pun, dacă vreți, alături și absența unei strategii. Pot să greșesc. Eu cred că învățământul se face cu strategii, cu planuri foarte bine puse la punct, urmate riguros, cu etape foarte bine stabilite și nu schimbate la schimbarea Ministerului Învățământului. Pentru că știam odată că n-ai voie să schimbi planul de învățământ în timpul unui ciclu. Cum să-l schimbi altfel? Nu știu. Dar nu în timpul unui ciclu. Se poate schimba pe rând. Cred însă, și mă întorc la calculele pe care am încercat să le fac evidente în limba română, datorate vorbitorilor de dacă. Cred că trebuie să ne gândim mai bine, toți, la ce avem de făcut. Nu mi se pare normal ca părintele să spună, păi eu ți-am trimis copilul la școală, ce treabă mai am eu cu educația lui? Dacă spun așa, înseamnă că nu mai știu ce înseamnă educația unui copil. Nu trebuie schimbate planurile de învățământ. Academia a scris împotriva unora din prevederile legii învățământului citite în România Liberală. Membrii Academiei. Noi încercăm să
Luptăm cu armele noastre. Institutele de lingvistică din țară sunt sub coordonarea secției de filologie Academiei Române. Ele nu difuzează greșeli, uneori cred că exagerează. Și exagerează vrând să vină în întâmpinarea cititorilor mai puțin interesați. A apărut cu multă vreme în urmă o carte al cărei titlu zice ești cool și dacă vorbești corect. Ați avut-o foarte mulți dintre profesorii în mână. Eu n-aș fi pus pe coperta cărții ești cool și dacă vorbești corect, dar poate că cui pe cui se scoate. Poate că încercând să învățăm pe copii registrele, pentru că trebuie să înveți norma, dar trebuie să înveți și utilizarea registrelor, pentru că tot ce este în limbă este corect. Dar nu în orice moment, nu în orice situație de comunicare. Gândiți-vă la câte feluri de mulțumire puteți adresa cuiva, la câte feluri vă puteți lua la revedere de la cineva. Sunt toate corecte? Eu nu îndrăznesc să vă spun la sfârșit cu drag când o închide întâlnirea din seara aceasta. Pentru că nu mi se pare adecvat. Dar ați auzit peste tot aproape generalizată această formulă. Sunt mode, da? Ne întindem prea mult. Deci Academia luptă pentru limba română. A făcut-o dintotdeauna și o va face în continuare. O întrebări înlutite oarecum învecinate. Credeți că neologismele intrate în număr mare în limba română în ultimii ani? Credeți că neologismele intrate în număr mare în limba română în ultimii ani vor afecta calitatea limbii? Și cealaltă întrebare se referă mai precis la termeni importați din limba engleză și dacă da, ce se poate face la nivel individual? Eu aș zice că nu la nivel individual. Pentru că la nivel individual fiecare vorbește cum crede de cuvință. Mă refer la formatorii de opinie, nu de formatorii de opinie. Iertați-mi jocul. Pentru că neologisme s-au importat și se vor importa. Esențialul este că la nivelul limbii literare, la nivelul limbii elevate, să fie folosite exclusiv neologismele utile și să fie folosite exclusiv neologismele adaptate la sistemul limbii române. Pentru că ajungem să vorbim romângleză. Ajungem să nu ne înțelegem. Eu înțeleg că există jargoane și acesta este un jargon. Dar acesta nu trebuie să intre în viața de zi cu zi dacă nu e necesar. Și eu zic că nu este necesar. Și atunci, Domul a greșit în clipa în care a inclus ultima ediție din Dom, foarte multe englezisme. El a inclus pentru că mulți dintre profesori au spus, dar copiii trebuie să știe cum să rostească. Să nu rostească greșit. Dar asta puteau să o facă luând un dicționar englez. Nu trebuie inclus acolo. Dar asta nu înseamnă că el este recomandat pentru utilizare. Gândiți-vă că modele vin și modele trec. Gândiți-vă că la sfârșitul secolului XIX-lea, franceza avea rolul englezei din momentul acesta. Nu s-a întâmplat același lucru cu rusa după cel de-al doilea război. Engleza acum însă ne termină, pentru că ajungem să nu ne înțelegem. Toți cei care utilizează calculatorul trebuie să folosească anumite cuvinte. Da. Gândiți-vă dacă puteți să downloadați și dacă e bine să diliți. Nu? Cred că nu e bine să diliți. Pentru că, da? Iertați-mi gluma, dar asta poate să vă ducă și către soluții de moment sau de circumstanță. Vom avea englezisme pe care le avem în limba română. Gândiți-vă că am acceptat WC-ul rostit românește. Chiar dacă nu are totdeauna apă. Dar nu contează. A fost nevoie de el la un moment dat pentru că în sistem
un cuvânt n-a mai fost suficient pentru a comunica exact ce vrem. Multe englezisme vor fi acceptate. Gândiți-vă însă că multe englezisme sunt de fapt cuvinte latinești, împrumutate în engleză și luate. Și mai gândiți-vă că imediat după 90, toți reporterii sportivi uitaseră că mulți termeni din comentariile sportive erau de 100 de ani în limbă, venite prin franceză. Și l-au englezit. Și nu mai știi dacă rostește englezește sau franțuzește sau mai nu știu cum. Acum toată lumea vorbește englezește. Deci, luați ce trebuie. Când cineva vă agasează, vă asaltează cu englezisme, spuneți că nu înțelegeți și rugați să vă traducă. Și poate că reușiți. De ce slavii de la sud de Dunăre au anihilat latinizarea, romanizarea acelei regiuni? N-au anihilat-o. Când slavii au venit, slavii au venit din stepe în două ramuri mari și știți lucrul acesta. O ramură a coborât din zona de astăzi, hai să zic Bucovina, să nu zic Ucrainei, prin Moldova, prin Dobrogea, Muntenia și s-au dus la sud de Dunăre. Și ulterior, după ce li s-a schimbat numele, au dat naștere poporul bulgar. Pe partea cealaltă au venit slavii care au dat cehii, slovacii mai departe, dar și Iugoslavia, slavii de sud. Prin câmpia panonică, multe cuvinte din maghiară arată că ungurii când au venit acolo au găsit românii și au găsit slavi, pentru că sunt multe cuvinte în maghiară de origine slavă. Au împins de acolo populație. Rolul slavilor, am pus ghilimele la rol, a fost de a rupe romanitatea sud-dunăreană. Pentru că romanitatea se întindea de nordul Greciei până dincolo de Carpați, în nordul Carpaților, din câmpia panonică până la Nistru. Când slavii au venit, ei s-au interpus sub Dunăre, între aromâni, megleno-români și daco-români la nord. În partea cealaltă venind și apoi ungurii au rupt o parte din romanitatea din Panonia și au împins-o în sud, istro-românii așa au luat naștere. Există argumente iarăși lingvistice. Deci ei n-au anihilat-o, ci la început au rupt-o. Au rupt unitatea. De aceea au existat dezvoltări diferite. Nordul Dunării a mers către limba literară pentru că s-au format și statele. Gândiți-vă la unitatea excepțională a limbii române. Nici o limbă romanică nu este atât de unitară ca limba română. La nord a rămas unitară, poate și din cauza faptului că a fost înconjurată de o mare slavă. La sud a fost dispersată și în condițiile absenței legăturii cu nordul, au rămas la faza de limbă vorbită. Faza de limbă vorbită, la un moment dat, vorbitorii au fost copleșiți. Populațiile mai puțin numeroase, istro-românii, meglor-românii, de populații meglor-românii, de bulgari sau de sârbi, istro-românii sunt câțiva numai, a românii au rămas. Pentru că a românii au fost o mare putere economică, negustorească, dacă vreți, în partea de sud, au avut o organizație foarte bună și au rezistat. Acum fac literatură. Acum vor să aibă limbă literară. Gândiți-vă că au rezistat între cele două războaie mondiale, prin școlile românești, prin preoții românești, li se trimiteau cărți, intelectuale veneau aici, învățau carte și se întorceau, sau trimiteau cultură în formă românească acolo. Deci n-au anihilat-o, au dispersat-o și limbile se nasc, se dezvoltă și pot să și moară. Nu știu. Istro-româna s-ar putea să dispară. Megleno-românii încă sunt influențați foarte puternic de slav. A românii, eu cred că vor rezista mai mult. Ce se cunoaște despre limba dacă de dinainte de ocupația romană? Ce se cunoaște despre limba dacă de dinainte de ocupația romană? Se cunoaște ceea ce au stabilit lingviștii, începând cu cei care au cercetat limba dacilă. Să știți că primii care au vorbit despre limba dacilă au fost Cantemir și apoi Budai de Leanu. Pentru că știau că sunt lucruri care nu pot fi explicate prin limba latină. Nu pot fi explicate prin limba slavă.
Cel care a stabilit regulile pe baza cărora au fost identificate apoi elemente specifice limbii dacilor, a fost HD-ul. Bogdan Petrecei cu HD-ul, genial, din foarte multe puncte de vedere, a stabilit că noi putem afla ceva despre daci prin comparația a ceea ce nu știm cu o limbă pe care o știm, albaneza. Și atunci au fost identificate cuvinte comune cu albaneza, se luptă lingviștii de mult, au ajuns la concluzia că sunt circa 100 de cuvinte sigur din substrat, din toate domeniile, inclusiv unele pe care le folosim astăzi. Eu mă bucur astăzi că sunt alături de dumneavoastră, bucur, bucura, bucurani, bucurești, se zice că au legătură cu bucur, da, un cuvânt dacic, au fost cuvinte care au rămas în vârf de munte, pentru că dacele, drăgându-se acolo, au continuat să trăiască argeaua, nu războiul de țesut, ci construcția rudimentară merge către, gândiți-vă la oierit, că brânză este de acolo, cașul avem, dar brânză nu avem, lână avem din latină, dar pască, o cantitatea de lână obținută de pe mele, da? Avem pupăză, avem coacăză, avem mai multe cuvinte, circa 100. Cele mai multe însă sunt, după părerea mea, elemente de tipul celor pe care le-am numit calculi, care presupun o cunoaștere rafinată. S-a încercat asta prin punerea în relație a informațiilor existente în limbile care s-au născut pe teritoriul originar al geto-dacilor. Deci cu structuri existente în română, în bulgară, în albaneză, în sârbă, în toate, care nu pot fi explicate altfel, altfel n-ar avea de ce să fie comune, pentru că limbile n-au aceeași origine. Acea uniune lingvistică balcanică a scos la lumină îmbinere de cuvinte. Vă vorbeam de te mănâncă spinarea, de cai vers pe pereți și alte lucruri de genul acesta. V-am vorbit de inimă, cu sensul acela, alte calculi de care sunt. Deci acestea ar putea urca foarte mult numărul informațiilor privitoare la limba dacă. Există și sunete care sunt atribuite limbii dacilor. Româna și portugheza pare să aibă ceva similar, dar nu fonologizat, cum zicem noi. Adică nu în situații în care se creeze o poziție între două unități formale, între două cuvinte. Ă, care ulterior a devenit și în română, trebuie să aibă legătură nu numai cu o transformare legică din latină. De ce numai aici s-a întâmplat asta? Atunci înseamnă că dacii aveau anumite obișnuințe articulatorii. Șâul, există multe cuvinte care sunt atribuite substratului. Îl au și alții, dar în alte contexte fonetice. Există apoi elemente de tip morfologic, vorbeam de poziția articolului. Sunt multe alte lucruri, dar informațiile sunt puține și n-am vorbit astăzi deloc de asta, dar acum mi-ați oferit ocazia, că am fost întrebat înainte de ședință dacă are legătură română e mama limbii latine cu dacomania dintr-o anumită perioadă. Nu, nu are legătură. Când în anii 70 Comitetul Central a interzis lingviștilor să înceapă istoria limbii române cu limba latină, pentru că trebuia să vorbim de limba dacă, au scris istorici câteva cărți. Adrian Daicoviciu, a scris o carte în Biblioteca pentru toți, daci. Și toți au spus atunci, informațiile pe care le avem despre limba dacilor pot intra în două, cel mult trei cursuri universitare. Pentru că se propuseze atunci să se facă studiul limbii dacilor. Avem foarte puține informații. Putem ști despre cultura lor, dar despre limba avem foarte puține. Circa 100 de cuvinte, până spre 200 cu aproximări, cu elemente posibil dace, structurile, sintagmele de care vă vorbeam, dar asta nu înseamnă că nu vom descoperi alte lucruri. Dacii n-au avut scriere. De ce? Nu știu. Dar vorbeam de faptul că ei au învățat limba latină în unele dintre inscripțiile găsite în Dacia, inscripții cu litere latine, făcute după ocuparea de către romani, când au învățat dacii să scrie cu litere latine, unii își numeau, își scriau pe pietre numele. Pe unul chema Dacius Verzonis, pe altul Castus
mucaporis. Recunoașteți cu câtă latină ați învățat la școală? În verzonis a lui Verzo, în mucaporis a lui Mucapor. Structura nu e latinescă. Deci acest tip de denominare nu e latinesc. Latinii ziceau și ei, Octavianus, aveau nume în același caz, Iulius Cezar, da? Și mai departe. Asta înseamnă că cineva și-a scris iarăși în formă latinească o structură. Asta spune ceva despre gramatică. Dar mai avem încă lucruri de știut. Poate că vom avea, cu o condiție, ca în școală să ne învețe carte. Ca generațiile să continue să-și asume sarcini culturale și științifice. Pentru că pentru a vorbi despre istoria limbii, ce am încercat eu, ce m-am plictisit în seara asta, trebuie să poți să citești texte vechi, să găsești acolo informații. Ca să citești texte vechi, trebuie să știi alfabete care astăzi nu mai sunt uzuale. Și nu mai sunt vezi literele. Să știi să identifici cuvintele. Unii copii de clasa 5-a nu știu, știi în literele, să citească cuvintele respective. Trebuie să avem între noi oameni care știu slavonă, oameni care știu greacă, oameni care știu latină, pentru că dacă nu avem aceste limbi, bibliotecile vor deveni muzee. După aceea vor deveni depozite. Și atunci s-a rupt totul. Nu mai putem citi nimic, nu mai putem ști nimic. Nu putem să mergem la vecini să ne traducă documentele. Gândiți-vă că în secolul al XVI-lea, Johannes Bengner, care nu era român, știa românește. Altfel nu îl punea pe Neacșu din Câmpul Lung să-l informeze despre mișcările turcilor. Dacă știa el, care era oficial în Brașov, știa românește și vorbea românește, pentru că i s-a adresat o scrisoare în limba română, de ce în limba română? Poate pentru că nu era limba oficială. Și atunci grănicerii, ca să le zic așa cu cuvinte moderne, care puteau să oprească anumite informații, să treacă la bran, sigur să făceau controle. Era oprit ceea ce era într-o limbă cunoscută, era în slavonă, sau era în germană, sau era într-o altă limbă, limba, da, limba română, a, poate că nici nu știau unii dintre ei să citească ce era acolo. Mă întorc, vom putea ști asta dacă vom face școală serioasă, dacă ne vom gândi la ce trebuie să fie mâine, la ce sarcină putem da celor care vin după noi, sau să-și asume ei. Ce înseamnă prefixul A din cuvântul a român? Nu este sensul negativ oricum. Pentru că, deci nu este A-ul din apolitic, A-ul din anormal. Mi-aduc aminte că, da, nu suntem la glume acum, nici dacă vorbim despre prefix. A-ul acela este un prefix, nu cred că are o anumită semnificație, nu știu dacă la română, nu îi se atribuie nicio altă semnificație, pentru că armân înseamnă român. Și atunci poate să fie o simplă vocală protetică, adică o vocală adăugată, fără nicio semnificație sau fără niciun efect în conținutul cuvânt. Puteți explica perechea de termeni vlah, voloh? Da. Există limbi în care grupurile consonantice sunt despărțite de vocale, pentru că ele nu sunt posibile. Și atunci, vlah și voloh înseamnă același lucru. Gândiți-vă că vlah sau voloh îl are corespondent pe olah, nu? Că olah vine din valah, nu? Și atunci înseamnă că sunt mai multe limbiuri din jurul nostru, care nu suportă anumite, care nu pot, nu promovează, nu utilizează anumite grupuri consonantice. Deci există un element vocalic care permite rostirea, sigur că există grupuri specifice unor limbi, posibil de rostit, altfel nu. Sunt multe asociații între voloc, se merge, unii merg până către Welsh, dar s-ar putea ca aceste cuvinte în spațiul Romaniei, Romanie însemna teritoriul european în care se vorbeau limbi romanice, descendente din latină. Să fi fost populații care să fie acceptat la un moment dat limba latină, să se vorbească o limba latină și sensul să fie cel pe care îl evocam.
Se știe cu exactitate că termenii barză, viezure, etc. sunt de origine dacică sau doar se bănuiește? Având în vedere că nu s-au găsit izvoare scrise din limba dacilor. Mă întorc la singurul nostru martor, limba albaneză. Sunt de acolo, clar, relația se poate stabili. Vorbeam de elementele care sunt comune cu românii cu albaneza. Adaug acum încă un cuvânt care arată că într-un cuvânt pe care îl găsim în limba albaneză, găsim o transformare fonetică specifică împrumuturilor din limba latină vorbită. În albaneză există mazălă. Noi avem mazăre. Găsim acolo pe l acela, din salis, cărăta sare, din solem, cărăta soare și altele. Adică într-un cuvânt care sigur venea din substrat, a fost transformat un L între două vocale, într-un R, ca în toate cuvintele. Deci asta arată o adaptare. Salonicul pe care dumneavoastră îl cunoașteți în limba a românilor este numit Săruna. Sau era numit Săruna. Salona, L-ul acela transformat în R. Deci acestea sigur sunt cuvinte de substrat, fac parte din fondul acela cert de substrat. Totuși, parcă există o asemănare între limba română și limba poloneză, de exemplu românsca a români, și puțin cu limba sârbo-croată, întreabă cine. Nu știu ce să vă spun, dar s-au făcut studii, dar hai să spun de ce nu știu ce să vă spun. Există în lingvistică coincidențe întâmplătoare. Pentru că numărul sunetelor pe care omul este în stare să le rostească este limitat. Combinațiile de sunete sunt în mod forțat, în mod obligatoriu, limitate. Și atunci se poate întâmpla ca în limbi care n-au nicio legătură să existe cuvinte care să sune la fel și uneori chiar să aibă semnificații asemănătoare. Când făceam lingvistică generală în facultate, mi se dădeau cuvinte identice în română și în chineză. N-avem nicio legătură cele două limbi. Dar asta nu înseamnă că dacă avem o formă apropiată și avem o altă semnificație, cuvintele trebuie puse în relație. Mă întorc însă la cele două limbi. S-au făcut studii și există dovezi certe din punct de vedere lingvistic în limba poloneză, în limba ucrainiană, în limba slovacă, în limba maghiară, în limba bulgară, în limba sârbă, există cuvinte românești. Adică din fondul acela vechi, romanic, existent pe teritoriile respective, localnice de acolo, rămași, apoi slavizați sau nu, au rămas cuvinte care provin din acel vechi fond romanic pe teritoriul acela larg de care vă vorbeam. Au fost găsite populații, am văzut iarăși filmulețe, au circulat pe internet materiale despre vlahi undeva către Slovacia. Atunci existența unor cuvinte de tip românesc în poloneză nu este uneori întâmplătoare. Trebuie să găsim fondul acela vechi. Dar despre ele nu știu ce să vă spun. Aici trebuie văzut. Mă feresc să fac aproximat. De ce limba dacă a putut fi transformată, a putut adapta latina vulgară în 250 de ani, dar nu a asimilat la fel de mult rusa în 2000? Rusa. Poate că sistemul pe care romanii îl aveau pentru romanizare era mai eficient decât sistemul rusesc. Cred că motivul a fost altul. În clipa în care rusa a ajuns să influențeze româna, a influențat-o puțin. Totdeauna haină românească. Gândiți-vă că am avut cooperativă agricolă. Nu colectiv noi, Hazeizbo. Am avut gazeta de perete, nu stem gazeta. Și alte, nu știu câte cuvinte, care erau traduse, ca să nu zic calchiate. Adică echivalate cu cuvintele pe care le aveam. Sigur, unde nu se putea, consomol, a rămas consomol, dar noi n-am avut consomol.
Am luat Sputnik pentru că nu puteam să-i spunem altfel, dacă ziceam călătorul e și altceva. Dar în clipa în care rusa a ajuns să influențeze limba română, gândiți-vă că româna avea tradiție literară de secole. Erau traduceri foarte multe de literatură foarte bună făcute anterior. Și vă dau exemplu limbii române vorbite în Basarabia, unde s-a vrut, s-a încercat să se desfințeze limba română. Știți poate, dar acum, pentru că este din modul, hai să spunem, cu totul elevat, cu intenție, se traduceau, în ghilimelele, texte românești în limba moldovenească. Și se spune că ar fi zis Sadoveanu, auzi, să mă traducă pe mine în limba mea. Pentru că sunt multe, multe lucruri care spun ceva. Rezistența limbii vorbite în Basarabia s-a datorat limbii rurale, vorbite la țară. Și contactelor permanente cu cultura românească elevată. Permanent. Existau asemenea contacte și limba literară a fost permanent un model. Și hai să dau un ultim argument care nu are valoare științifică. Romanii au ocupat efectiv 165 de ani teritoriul, lăsând capete de pod permanent, sudul Dunării având o tradiție mult mai veche, primele războaie 101-102 aveau deja cap de pod la nord, Dobrogea, da, există, Adam Clisi era deja romanizată, atunci, în 50 de ani, nu s-a putut schimba o limbă sub influență rusească. Evident. Ne aflăm în altă paradigmă, suntem într-o altă situație. Și limba română este o limbă rezistentă. Eu zic însă să nu încercăm rezistența cu influența englezească. Care sunt metodele concrete de a impune o limbă nouă într-un teritoriu fără sprijinul mass media, social media, etc.? Cum se face acest lucru uniform? Nu invoc mass media, nici social media, nici altceva, pentru că acestea de multe ori strică, nu formează o limbă. Devin modele, dar nu orice model este demn de urmat. Suntem însă la Brașov. Gândiți-vă că într-o perioadă foarte lungă de timp, româna a fost păstrată fără sprijinul culturii. Noi nu avem texte scrise în limba română înaintea secolului al XVI-lea, hai sfârșit de secol XV. În mod cert, au existat texte scrise în limba română în perioade precedente. Nu le avem. Care-i dovada că le-am avut? Pentru că toate textele de secol XVI pe care le știm sunt traduceri sau sunt copii ale unor texte precedente. Dovezile filologice sunt clare. Toate textele coresiene au în precedență texte manuscrise care sigur au aparținut perioadelor anterioare. Dar în toată această perioadă aculturală, legăturile între români au fost evidente. Gândiți-vă la două cuvinte. A citi și a scrie. Cuvinte integral culturale. Și vi le evoc și în contextul discuției noastre de la început. Când am păstrat din latină cuvântul a scrie, el nu însemna a face semnele, componente ale unui alfabet pentru a pune pe hârtie, pe piatră, pe pământ, pe nisip, cuvintele pe care să le citim. Ce însemna a desena? Ia mere, când mere gândești că scrie ca creionul pe hârtie. Cunoașteți vorba. Unde s-a întâmplat transformarea, unde a scrie a ajuns în semne, a face semnele unui alfabet? În biserici. Pentru că bisericile foloseau textele scrise de multă vreme, sau măcar din secolul al IX-lea, când vine creștinismul în aceste zone, și atunci și-a schimbat sensul. Scriind, a apărut cuvântul carte, pe care îl știți. Dar carte care însemna text scris pe o foaie de hârtie.
Este câmpul din hârtie, din hartă, din Hristos, din Zacăr, din cele pe care le cunoașteți, toate venite din zona grecească. Dar documentul scris pe hârtie și nu cartea pe care o vezi la școală, proverbul este transformat anormal, greșit. Ai cartea, ai parte, nu înseamnă, n-a însemnat. Ai terminat o școală, ai diplomă, ci însemna dacă ai documentul care îți dovedește drepturile. Mă întorc la celălalt. Din latiniști am păstrat cuvântul pe care l-am înlocuit apoi cu citat, cu citii, după venirea slavilor. A pătruns în limba română după venirea slavilor prin mănăstiri, când slavona era limba oficială. Și a înlocuit un cuvânt pe care l-avem din latină, a număra. A număra nu însemna câte, sau nu însemna numai câte elemente de același fel găsiți într-un grup, ci însemna nominare. În biserică, ne pot spune Sfinții Părinți care sunt aici, nu citește oricine când vrea. În cea mai veche versiune românească a Apostolului zice, numără ghemonul zise. Hegemonul, cel care conducea slujba, i-a spus, acum tu citești. Și mai cuvântul cunoașteți. Există în textele mai vechi numărătorii de stele. Nu știau câte stele sunt pe cer. Nu le numărau, citeau în stele. Iarăși limba ne spune ceva despre. Ce am vrut să spun? Limba aceea culturală s-a păstrat, s-a dezvoltat și a păstrat unitatea și a creat elemente noi de unitate după apariția scrisului și difuzarea cărții religioase. Aceleași traduceri în toate bisericile românești au ajuns la impunerea aceleași forme de limbă elevată, destinată slujbei, da? Destinată conținutului demn de o limbă elevată în biserică. De aceea ne-a păstrat unitatea și ulterior această limbă din biserică a influențat limba vorbită. Am dat doar două exemple. Deci, există nici nu mai știu de unde am plecat. Da? De la rolul culturii și de ce, da? Modalitatea de impune. Se pare că romanii știau această modalitate. Ofereau exemple. Vorbeam cu domnul profesor înainte de intrare la această întâlnire foarte plăcută. Au constatat lingviștii că nu doar în română sunt 100 de cuvinte și câteva elemente din substrat. Același lucru este în limba franceză, în limba spaniolă, în portugheză. Deci în toate teritoriile romanizate, romanii au știut să impună limba lor. Eu cred că aveau suficiente argumente. Căutați o construcție din vremea romană, care astăzi este funcțională, și puneți-o alături de un pod care cade după 10 ani. Nu? Și vedeți dacă merită. Gândiți-vă la încălzirea prin pavlozeală pe care o avem astăzi și în casele. Am stricat, nu. În casele romane era încălzire prin pavlozeală. Merita oare să preiei modul de civilizație latin? Se pare că da. Știau ce să facă, știau cum să promoveze această cultură. Intrați în marile muzee de artă din Transilvania, duceți-vă la Alba Iulia și vedeți ce artă, ce sculpturi au rămas din perioada romană. Nu erau toate venite, multe erau făcute aici. Duceți-vă la Constanța, la Muzeul de Arheologie și vedeți șarpele și vedeți rafinamentul. Cum? Școală se pare că nu s-a făcut în limba dacilor, ci în limba latină. Avem puține elemente, dar școala era unul dintre, dacă am economie, dacă am industria în vremea respectivă, dacă fac organizare socială, administrativă, vreți ceva mai mult? Se pare că romanii găsiseră soluție. Ce ne puteți spune despre dicționarul de neologisme al regretatului domn Florin Marcu, profesor la Colegiul Andrei Șămân, fost un diriginte? Este un foarte bun dicționar de neologisme, trebuie amintit însă și Constantin Maneca, pentru că Maneca era
într-o vreme cel puțin creierul, dezvoltat după aceea dicționarul și rămas în Florin Marcu. Nu s-au mai făcut astfel de dicționare de neologisme, dar și în domeniul lingvistic, ca peste tot, a început să scadă numărul cercetătorilor. Și a început lucru total neproductiv să dirigeze producția de carte economia. Și editorii să considere că nu este rentabil să tipărești o carte. Gândiți-vă dacă e rentabil să ai o carte de literatură într-un tiraj de 10.000 de exemplare. E rentabil dacă lumea citește. Dacă acea carte costă 50 de lei, e una. Costă 3 lei și înseamnă altceva. Acum, tirajele de carte merg între 100 și 200 de exemplare. Rar sunt tirajele la editurile mari, știți, de la târgurile de carte. Câte lume le citește? Încerc să mă gândesc că e nevoie să reinventăm bibliotecile de familie, obligatoriu să fie, să redevină funcționale bibliotecile de școală, lecturile să devină obligatorii, învățarea pe de rost a poeziilor să redevină metodă, este educația minții, și atunci vom putea retipări dicționare, inclusiv dicționare de neologisme. Este adevărat, acum ar fi un impediment să mai faci un dicționar de neologisme. S-a publicat recent un dicționar de împrumuturi recente din limba engleză. Sunt două volume. Dar le publici cu informații luate de pe internet sau de unde? Presa nu mai are tirajele știute. La ce apelezi? La informațiile de la televizor? La informațiile din care? Și atunci, o lucrare de strictă specialitate trebuie să aibă rigoare, trebuie să aibă program, trebuie să aibă finalitate. Și ele trebuie gândite în perspectiva de care vorbeam. Cultura nu se poate face prin improvizații. Și atunci, dicționarul rămâne valabil. Sunt cuvinte folosite uzual care nu apar în DEX. Care este procedura prin care devin oficiale, între ghilimele, aceste cuvinte? În limbă vor fi totdeauna cuvinte care nu vor apărea în textele scrise. Este obligatoriu să fie așa. DEX-ul, să-i zic și eu, cum îi ziceți dumneavoastră, nu e ce trebuia să fie. Și vă explic imediat de ce. Lucrările pe care Institutul Lingvistică le-a publicat și pe care le publică în continuare, voi da câteva exemple, au niște scopuri foarte bine determinate. Dicționarul Academiei, dicționarul Tezaur, ar trebui să cuprindă toate cuvintele folosite în cadrul limbii române. De aceea e Tezaur. Dar el a fost început la sfârșitul secolului al XIX-lea și încheiat acum 10 ani. Între faza veche, etapa veche din dicționarul Academiei și DLR, cum îi zic lingviștii, este o diferență de perspectivă și de inventar și de prelucrare a materialului. Pentru că se bazează pe texte scrise, pe texte folclorice, nu pe toate cuvintele existente în limbă, pentru că nu ai voie să introduci într-un asemenea dicționar creațiile particulare. După mine, nu trebuie introduse într-un asemenea dicționar toate invențiile lexicale care fac acum deliciul internetului. Gândiți-vă dacă găsiți în acele dicționare adidași. Rostesc cuvântul cu accentul acesta. Sau dacă găsiți frații Petreuși. Sau dacă găsiți nechezon. Cafeaua de atunci, da? Care avea lemn și care putea să te facă să nechezi ca un cal, Adidas și picioarele de porc, da? Frații Petreuși, băgați mai mulți într-o pungă, trebuiau să intre într-un dicționar, intră anumite cuvinte. Nu pot intra toate. Ele trebuie să fie, în primul rând, cele literare. Regula stabilită de Pușcaru era să fie folosite în cel puțin trei variante ale limbii. Adică varianta literară, să fie, hai să zicem, dacă aceea intră și în limbajul științific,
e folosită și acolo, dar dacă e un termen de strictă specialitate, n-are de ce să intre în dicționarul mare al Academiei. Sunt dicționare de specialitate. Atunci, dexul, mă întorc la el. Trebuia să fie dicționar de uz general. Trebuia să fie dicționar normativ și explicativ. Găsiți acolo și etimonul, deci este și etimologic. Numai că este folosit în școală. Și atunci au deschis puțin portița și a spus, spunem și regionalisme. Pentru că unele regionalisme sunt folosite în literatură și copiii trebuie să le cunoască. Dacă nu le cunosc, explicațiile date unui manuale sunt proaste, sunt greșite. Nu dau exemple pentru că nu vreau să intru, da, și așa timpul se lungește. Au intrat acolo și cuvinte pe care unii le-au selectat greșit. Găsiți în text IPAC. Îl știți pe Neacșu, a citit scrisoarea lui Neacșu, IPAC dau știre za lucru turcilor. Îl găsiți și pe za. În primul rând, IPAC e greșit, era IPAC. L-au băgat acolo sub presiunea profesorilor care zic, este manual IPAC, trebuie să știe copilul ce înseamnă. Trebuie să fie za care înseamnă Petru, nu e în limbii române. Deci, dexul este de limbă literară, este normativ, dar face concesii limbii vorbite, face concesii literaturii, pentru că este destinat școlii. Există și un alt dicționar explicativ. La Iași s-a publicat un dicționar explicativ, Dexi Ilustrat, mai aproape de noi. Nu este ultima formă, pentru că dicționarele trebuie făcute permanent, ele trebuie actualizate. Dar textul e util, folosiți-l în continuare, dar când găsiți câte ceva, gândiți-vă că s-ar putea întâmpla să fie și acolo câte scăpare. Toată lumea greșește, nu? De multe ori greșelile sunt făcute cu intenție nobilă, să fie de folos. De ce istoriile literaturii române nu au preluat scrierile străromâne? Și sunt citați câțiva autori, Sfântul Ioan Casian, Dionisie Exiguul, Teotim, Ioan Maxentiu, scrieri în limba latină. De probă, la greci există o preluare a scrierilor lui Homer și există o diferență mare între greaca clasică, modernă și limba lui Homer. De asemenea, la francez, unele tratate încep cu scrierile latine, Sfântul Ioan Casian, Sfântul Irineu, presupun că Irineu de Lugdunum, unde se vede această diferență între franceză și latină, și ce demersuri a întreprins Academia pentru a conexa româna cu latina, de ce nu au fost preluate aceste scrieri străromâne? Se poate răspunde simplu. Istoria literaturii române prezintă textele scrise în limba română, nu toate, ci cele care sunt literare, în sensul pe care îl stabilim cu toții. Aceste texte nu sunt scrise în limba română. În tratatele de istoria limbii române se vorbește și despre textele scrise în slavonă. Aceste texte pe care le-ați amintit, care pot fi amintite în continuare, pot fi, hai să spunem, adăugite. Nu veți găsi în tratatul de istoria literaturii române, și cred că nu e bine, dar pentru a se repara ceea ce zic eu acum că nu e bine, trebuie făcute cercetări de altă natură. Nu veți găsi acolo satirea, Evanghelia, Apostol. Ele sunt texte de literatură autentică. Am scris despre ele, m-am ocupat de ele, am scris despre stilurile din perioada veche, dar aceste istorii literare sunt făcute cu privire la contemporaneitate. Sunt făcute pentru cei de astăzi, pentru a afla ce poate fi recuperat din ce este în urmă. Ca să poți să stabilești valoarea unor texte, trebuie să le citești, trebuie să le interpretezi. Există niște reguli ale interpretării literare. Și atunci zic așa, intră în istoria literaturii române, în primul rând, textele scrise în limba română. Altfel, criteriile trebuie să fie altele. Intră textele beletristice. Ce nu e beletristic nu poate intra în literatura română. Și atunci, această istorie dă seama de canonul literar dintr-o anumită perioadă și de evoluția lui. Altfel, nu poți face istorie literară.
Care este originea cuvântului proroc? Cum s-a trecut de la proroc la proroc? Cred că întrebarea, cel care a pus întrebarea știe care este originea cuvântului. Mă opresc numai la proroc. Gândiți-vă că noi aproximăm unele rostiri și suntem împinși de niște modele pe care le avem. S-a întâmplat asta de când este limba română. Ca să vă răspund la proroc, vă dau exemplul alcool. Este alcool sau alcool? Unii ziceau chiar alcohol. Este proroc, este proroc, este prorocii sau este prorocii. Deci sunt forme care în limba vorbită ajung să se răspândească pentru că oamenii impun niște modele. Noi judecăm cuvintele pe care le auzim prin tipare. În limba română, prima formă a hainei, a cuvântului care numește haina pe care o îmbracă în mod obișnuit o femeie, este roche. A fost roche. În limba română l-am păstrat pe salce. De ce salce a devenit salcie? De ce roche a devenit rochie? Nu știu, poate vă răspundeți dumneavoastră când ascultați reporterii sportivi care vorbesc despre mingie. Și știți lucrurile acestea. Deci sunt anumite modificări fonetice care nu sunt literare, care ajung să se impună și mă întorc la o jumătate de explicație pusă înainte și nenumită, la hipercorectitudine. Uneori noi rostim cuvinte, modificându-le, pentru că sperăm, credem, suntem convinși că modificându-le arătăm că suntem mai deștepți și știm să rostim mai bine un anumit cuvânt. Există multe exemple de felul acesta și nu vreau să dau pentru că nu vreau să ating pe nimeni. Care este mecanismul de filtrare pentru a accepta cuvinte noi în limba română sau a revizui sensurile date unor cuvinte? Mă refer aici mai ales la influențele din limba engleză, cum ar fi celebrul attachment, care se referă la anexa din e-mail-uri, mai ales larg și frecvent utilizate, mai ales sau și în administrație. Cuvintele se impun și unele sensuri sunt acceptate. Când un cuvânt străin este acceptat în limbă, e acceptat din două motive. El aparține limbii vorbite sau limba pe care utilizatorul crede că o știe. Mulți dintre reporteri, mulți dintre traducători se simt mai bine și se simt mai ușurați când preiau și transpun. Dar unele dintre sensuri apar și pentru că în limba română există un cuvânt cu aceeași formă, cu a cuvântului străin, adaptat sau nu la sistemul fonetic al limbii române. Și se produce un fel de alterare a gândirii și apoi a limbii. Nu este numai atașamentul în situația asta. L-ați auzit probabil pe plajă. Este o plajă largă de posibilități. Sunt situații în care cuvintele respective, sensurile respective, se vor impune. Eu am vorbit, am luptat împotriva lui plajă acesta. Am zis, nu-i normal. Mă gândesc acum dacă n-am zis și eu atașament pentru partea din finalul e-mail-ului, nu? Pentru că parcă vine în întâmpinarea, parcă ocupă un loc. Cum să numesc? Dacă îi zic ataci, cum îl scriu? Dacă îi zic ataș, nu mă gândesc la locomotivă, la motociclete, că nu mai avem ataș la motociclete. Și atunci parcă atașament răspunde ideii că este anexat și care o terminație care intră într-o serie. Unele dintre aceste cuvinte se vor impune, nu știu câte. Noi încercăm să ținem pe loc un proces. Dar, încă o dată, încercăm să-l ținem pe loc în varianta elevată, nu în varianta colocvială, în limba literară, nu în limbajele funcționale,
adică în stilul administrativ, pentru că multe dintre cuvintele din stilul administrativ au sensuri greșite. Sau unele sunt prost puse. Dacă citiți un text scris de un informatician, luat pe internet, sau cineva care lucrează înainte într-o multinațională, nu citiți ce vrea să spună. Nu puteți înțelege. Pentru că citim, cuvintele sunt românești, par românești, dar noi nu înțelegem relația dintre ele. Și atunci e greu de spus. Cum am ajuns noi să folosim perfectul compus ca formă uzuală a trecutului, în timp ce alte limbi romanice, și nu numai, folosesc perfectul simplu? Glumesc acum. Am fost mai deștepți. Adică am făcut diferența de sens atașată timpului evocat. Noi știm astăzi că perfectul simplu este oltenesc. Este oltenesc dacă suntem în Oltenia și dacă știm că perfectul simplu numește acțiuni întâmplate în ultimele 24 de ore și nu altă dată. Pentru că găsiți perfect simplu și la cronicarea moldoveni. A fost timp al limbii române. Din unele forme de perfect simplu noi am scos verbe. A cere, avea perfectul simplu, eu cerșui, tu cerșuși, el cerșiu, cer sau cerșii, pe care l-am rupt apoi și am făcut verbul a cerși, separat de verbul a cer. Nu le-am pe zișu, ziși, zise. Scriș, scriș, scrise. Astea erau formele normale. Le-am luat din latină, le-am avut și apoi le-am diferențiat. Și le-am diferențiat plasând sensuri specifice pentru timpuri specifice. Am început să greșim după aceea, greșim. Scot ghilimele și scot și cuvântul. Pentru că perfectul simplu a dispărut pentru că a fost condamnat la pieire de perfectul compus. N-am mai avut nevoie de plasare în timp. Gândiți-vă însă că moldovenii au păstrat, moldovenii din Moldova, de dincolo de Prus sau cei de aici, s-a fost văzut. L-am fost văzutul mai mult ca perfect perifrastic, pe care limba nu l-are. Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă, nu? A fost în limbă. Nu mai era în limba lui Eminescu dacă el a folosit-o pentru a face figură de stil acolo. Deci, noi am păstrat timpurile din latină, n-am păstrat multe lucruri, dar în latina populară aceste forme existau. Fiecare limbă evoluează apoi după regulile ei. Ultima, dar nu cea din urmă, ca însemnătată întrebare. Tehnic vorbind, de romani am fost stăpâniți 2 secole, de maghiari 10 secole, de germani prin anumite părți mai multe 2 secole, de slavi și de turci pe alocuri tot câteva secole. Cum comparați și, în legătură cu această penultimă întrebare, de ce nu este corectă ipoteza unui spațiu lingvistic comun în zona Europei centrale, meridionale, adică cu Dacia, dar fără Grecia, din care să facă parte, să înțelege, latina cultă română și celelalte limbi romanice? Hai să încep cu ultima. Spuneam de Eliade că a fost un autodidact genial. El, spre deosebire de latiniști cu care n-a vrut să se înțeleagă, în formă, pentru că, în esență, avea gândire de tip latinist, de tip școală ardeleană, a spus că româna și italiana sunt dialecte ale aceleiași limbi primare. Comparând vocabularele român și italian, el a ajuns la concluzia că fondul principal lexical românesc și italienesc indică existența unei limbi din care provin româna și italiană. Exista o ramură apenino-balcanică vinovată de această situație. Pentru că româna este mai apropiată de italiană decât celelalte limbi romanice. Ulterior au fost și altele. Deci putem vorbi de anumite spații, de anumite elemente comune, dar raportându-le la România trebuie să nu uităm limba latină. Nu trebuie să uităm școala, nu trebuie să uităm biserica. Pentru că în timp ce în spațiul nostru n-am avut nicio limbă oficială în biserică până să vină slava veche,
În spațiul occidental a fost latina ca limbă de cultură. Latina era lingua franca, toți intelectualii vorbeau latinește și asta de multă vreme. Și atunci fondul acela de latină populară s-a întărit cu influența cultă latinească. Gândiți-vă că noi l-am avut pe împărat, dar nu l-am avut pe rege. În latina vorbită în Occident este rege, noi l-am avut pe împărat aici, explicabil cu totul istoric. Revenind la celelalte influențe, iarăși româna este urmașa unei limbi puternice, iarăși mă întorc. Romanii au știut să facă romanizare. Niciuna dintre ocupațiile la care v-ați referit nu a fost de tipul celei romane. Niciuna. Niciuna din aceste... Unele nici nu au fost ocupații. Noi în Ardeal n-am avut ocupație săsească germană. Ei au fost aduși în zonele de graniță pentru a apăra granițele. Ungurii s-au infiltrat, au venit, da? Nu au fost niciodată, cum să spun, stăpâni în sensul roman al termenului, chiar dacă au vrut asta, au impus limba maghiară în multe zone, mă gândesc acum chiar la zonele de primă romanizare, pentru că Banatul a fost zona de primă romanizare. Dar cercul Lugojului avea din secolul al XVII-lea limba oficială, limba maghiară. În școală se învăța ungurește, dar românii continuau să învețe la biserică, să învețe limba română. Se scria în textul destinat românilor care fuseseră trecuți la forme ale bisericii apusene cu litera latină în ortografie maghiară, dar românește. Toți ortodoxii scriau cu litere chirilice. Și atunci slavii au venit aici. Slavii n-au venit ca forță de ocupație. Slavia nu e ca populație, cu același nivel de cultură și de civilizație ca băștinașii, dar fiind suprastructură, ei au fost boierii și noi am venit românii sau vecinii. Că români și vecini au ajuns să însemne rob, nu neapărat țiganii erau robi, și românii erau robi. Români însemna rob. Boierul era slav, nu toți românii erau robi. Și atunci, suprastructura slavă, ajutată apoi de administrație, a adus o anumită influență. Dar româna a asimilat aceste influențe și niciun cuvânt din slavă, din maghiară, din germană, n-a ieșit din tiparul morfologic și fonetic al limbii române. Toate au intrat în acest tipar. Gândiți-vă că puteți forma o propoziție, ca să nu vă pun să formați o frază, să aveți și conjuncții, numai cu cuvinte de origine latină, veche, cu morfologie latinească și cu sintaxa latinească primară. Nu puteți forma nicio propoziție cu cuvinte slave, cu cuvinte ungurești sau cu cuvinte germane care să aparțină limbii române. Niciuna. N-aveți cum. Pentru că ele au fost înghițite de limba română și poate că asta a fost și forța poporului român, că a asimilat, a preluat, a luat ce a folosit, a dat deoparte ce nu i-a folosit și a reușit să supraviețuiască, rămânând unitar. Unitatea este explicabilă prin conștiință de neam. Veți afla mâine cu siguranță de la domnul academician Pop lucruri adevărate despre lucrul acesta, cu ajutorul bisericii, cu ajutorul credinței, pentru că chiar dacă s-au bătut între ei domnitorii munteni și moldoveni, au făcut biserici împreună sau aparțineau aceleași dinastii. Chiar dacă s-au bătut Ioan de Huniade cu Ștefan cel Mare și cu alții, știau că aparțin, chiar dacă Ioan de Huniade se considera altceva, se considera tot român. Olahus, Nicolaus Olahus, secolul XVI, își zicea Olahus, chiar dacă ajunsese regent al Ungariei. Și chiar dacă primise cultură maghiară și stătea la masă cu toți avanții Europei și vorbea latinește. Dar el se considera originar din zona Piteștiului, de învățat cartea la Brașov și apoi intrat în elita intelectualității de mai la vest. Mulțumim, domnule academician! Chiar am terminat să ne putem ridica la exigențele academice. Nu știu dacă să vă urez o seară frumoasă sau cu drag, că s-ar putea să mă corecteze.
Dați-mi voie să mulțumesc organizatorilor care au făcut posibilă această întâlnire, și anume Asociația Provita Cristiana și Sfânta Ecaterina. Doritorii îi pot vizita în hol, există o cutie pentru donații, Primăria Municipiului Brașov, desigur, și protopopiatul Ortodox Brașov prin Părintele Dănuț Gheorghe Benga. Nu în ultimul rând, vă reamintesc următoarele două evenimente, și anume mâine seara la ora 18 la Teatrul Sica Alexandrescu, prelegerea președintelui Academiei Române, profesorul Ioan Aurel Pop, intitulat Este formarea poporului român o enigmă sau un miracol? Și ultima conferință, 31 mai, ora 18:30, la cinematograful Astra, din Strada Lungă, propovăduirea cuvântului Evangheliei pe teritoriul românesc a părintelui profesor Nicolae Chifăr de la Teologia din Sibiu. Vă mulțumim pentru participare și am voie să spun o seară frumoasă. Nu, că nu în cartul nou. Mulțumesc. Mulțumim frumos, încheiem cu o rugăciune. Vine să cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemenea decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântați. Amin. Mulțumim frumos, mulțumim pentru răbdare. O seară.